Un partid din Franța și-a anunțat intenția de a include o pisică pe lista sa la alegerile municipale din orașul Dren pentru a evidenția condiția animalelor. Partidul de extrema stângă Franța Nesupusă intenționează să introducă pisica numită Rec pe penultimul loc de pe lista sa Ren en Common, cu care va candida în martie. Includerea este una simbolică, spun cei din partid, pentru că în cazul în care va câștiga, pisica nu va fi numită în calitate de consilier. Animalele sunt destul de populare în politică. În Vermont, în Statele Unite, în 2019, o capră a devenit primarul unui oraș.